îmi pare o idee extraordinară, deoarece fiecare poate auzi chiar direct de la sursă cum a fost viața în acest sat, în această comună, și cumva îți oferă o experiență mult mai autentică decât dacă pur și simplu ai citi sau ai vedea niște obiecte. Dar interesant, modern, tehnologie. Cred că este o modalitate foarte atractivă de a spune povestea locului, de a spune povestea unei comunități, unei zone. Și cred că în ziua de azi este foarte important să folosim tehnologiile digitale, tehnologiile noi, care sunt la îndemână pentru toată lumea, fac mai ușoară înțelegerea anumitor povești. Și cred că este o variantă unică și este un loc unic în poate întreaga țară. Foarte interesant și binevenită expoziția asta. Ne aflăm la un kilometru de drumul principal, Transapusiana, pe care cred că toată lumea deja îl știe, unde în satul Poieni, comuna Buciu, se poate vizita singurul punct de memorie colectivă din județul Alba. O expoziție în care îmbinăm tradiționalul, obiectele care le vedeți aici vechi și care erau foarte folositoare în gospodăriile oamenilor, cu tehnologia care o vedeți aici pe pereți, să zic așa, tapetată, în care copiilor le mult mai ușor să înțeleagă ceea ce făceau în trecut bunicii lor. Avem și tablete. Poate să scaneze codurile QR, să vadă poveștile din spatele obiectelor. Asta e cel mai important. Fiecare obiect are o poveste aparte. Și modul în care ea este transmisă din generație în generație ne face pe noi să mergem mai departe ca și identitate, ca și popor și ca tradiții. Sunt artizanul acestei povești pentru că am avut ocazia și privilegiu în ultimii 3 ani să întâlnesc multe comunități rurale cu care lucrăm în proiectul România Remarcabilă. Centrul Cultural Clujan e artizanul, de fapt. Eu sunt doar managerul de program. Având această ocazie de a interacționa cu membrii comunităților rețelei noastre, am ajuns la concluzia că, dincolo de patrimoniul, în sensul lui acceptat, cunoscut, obiecte, clădiri, ceea ce nu e suficient valorificat sunt oamenii, cea mai importantă resursă, și am decis pe parcursul proiectului să punem lupa, focusul pe această resursă, pe poveștile lor, pe poveștile lor de viață și pe raportul pe care oamenii din comunități îl au cu patrimoniul din jurul lor. Un muzeu atipic, e tot o expoziție etnografică, dar la un concept a anului 2024. Totul ce se vede în jurul nostru și azi vedem și noi, e făcut ca omul să plece cu o informație, să asculte o informație, să efectiv să-i placă, să vină, să... Deci în 2024 chiar mă uit pe pereți și sunt niște coduri QR care spun povestea și rămân în telefonul celui care vine la Bucium. Din ce vedem, lumea rămâne impresionată de ceea ce e aici. Pentru că putem folosi un smartphone, putem pleca cu un cod QR și să știm povestea și peste o lună de zile, putem viziona ceea ce oamenii ne-au transmis mai departe prin reportajele care sunt pe tabletă. Poate valoarea cea mai importantă a acestui proiect și acestui loc, faptul că tot procesul a inclus întreaga comunitate, a adus obiecte de la oameni obișnuiți care au păstrat în șurile lor, în beciurile lor, obiecte care până la urmă fac parte din istoria lor, istoria familiilor lor. Și cred că asta este într-adevăr o mare valoare, faptul că este a comunității, a întregii comunității acest loc, chiar spusă povestea, citată din poveștile oamenilor localnicilor. E mult mai însuflețit așa, e mult mai caldă povestea, e mult mai puternic mesajul pe care oamenii îl transmit. Și nu am vrut să modificăm nimic, nu am vrut să fie nimic artistic, nimic prelucrat, dimpotrivă, cred că asta e cel mai important, spiritul și
atmosfera pe care acești oameni o pot reda foarte fidel vis-a-vis de comunitatea din care provin. Așa ceva nu am văzut. Am văzut doar faptul că puteai scana un QR code și îți apărea un videoclip, dar așa direct să asculți pentru prima dată văd și mă bucur faptul că s-a implementat așa o idee. De aceea și se numește memorie colectivă, efectiv sunt de la oameni. Efectiv donate de la oameni, fiecare are povestea lui, în acel cod QR sau dacă ai răbdare să citești, este spusă povestea acelui obiect.